În dezbaterea aleșilor județeni convocați la ședința extraordinară de azi s-au aflat cofinanțarea cu aproape 200.000 de lei a unui proiect cu fonduri europene pentru sprijinirea a peste 800 de șomeri în a-și găsi un loc de muncă, un program de reconstrucție ecologică forestieră pe anumite terenuri degradate din Ghereseni, dar și un proiect introdus suplimentar pe ordinea de zi care a vizat alocarea 150.000 de lei din partea Consiliului Județean pentru organizarea etapei campionatului mondial de enduro ce va avea loc în acest weekend la Buzău. Inițial, consilierii opoziției au acuzat în plen pe cei din conducerea mini-parlamentului județean de lipsă de transparență în prezentarea celor trei proiecte. Pentru mai S-a făcut o cerere. Chiar nu vreți să ascultați? Faceți un efort să înțelegeți, domnul Dumitrașcu. S-a făcut o cerere. Domnul Dumitrașcu, vă rog frumos, haideți să nu transformăm ședințele de Consiliu în circ și să încercăm să facem imagine pe ce nu avem. O altă acuzație, lansată tot de liderul buzoian al partidului lui Dan Diaconescu, a făcut referire la faptul că unul dintre partenerii incluși în programul european de sprijinire a șomerilor ar fi în atenția procurorilor anticorupție. Nu în ultimul rând, consilierii din opoziție s-au arătat nemulțumiți că a fost propusă o finanțare din partea Consiliului Județean în calitate de coorganizator abia cu o zi înainte de startul la Buzău al etapei de campionat mondial de enduro. Noi considerăm că doar pentru a accesa fonduri europene trebuie să luăm parteneri, persoane fizice sau societăți implicate în diverse dosare, cercetate de DICOT sau de DNA, noi nu considerăm acest lucru a fi un lucru bun. Fals cum domnul președinte al Consiliului Județean a încercat să inoculeze astăzi că noi votăm împotriva buzoienilor. Nu votăm împotriva buzoienilor, susținem aceste proiecte și ne bucurăm că în ultimele luni s-au aprobat câteva proiecte pe fonduri europene, dar haideți să le facem legal, haideți să le facem cum trebuie. Nu uitați că acum un an v-am promis dumneavoastră colegilor de presă că atunci când voi avea acte, vi le voi pune la dispoziție, așa cum urmează să fac și astăzi. De asemenea, campionatul mondial de enduro este un eveniment marcant al județului, aș putea spune eu. Cred că va fi unul din principalele evenimente sportive ale anului și în țară, nu doar în județ. Nu poți un astfel de eveniment să-l tratezi în asemenea manieră. Un eveniment internațional, tu intri co-partener în acest proiect cu mai puțin de 24 de ore înainte. Totul a fost transparent, într-adevăr, termenul redus la depunerea unui proiect pe fonduri europene. Deci, din acest motiv a dus la această organizare aceste ședințe extraordinare. Toate au fost, întrebările au fost puse, lămurile au fost luate și în discuțiile de care ieri le-au avut, deci cu o zi înainte de ședința de Consiliu. Probabil aceste declarații au fost doar mediatice. A trecut proiectul și despre ce este vorba? Primul. Este faptul că vom participa ca și parteneri într-un proiect, un proiect care eu consider de fonduri europene, care eu îl consider foarte util buzunar, vor fi calificate peste 1.000 de persoane. O altă clauză importantă a proiectului este ca o mare parte din aceste persoane să fie și angajate și vorba de diferite specialități, de contabil, de meserii care, și în primul rând, se recalifică șomeri care sunt de lungă durată sau persoane care nu au loc de muncă. Știți bine că locurile de muncă în Buzău au fost întotdeauna o problemă și acum sunt o prioritate a noastră, chiar încercăm să rezolvăm problema locurilor de muncă, iar participarea în acest proiect este unul din pașii pe care îi facem în acest scop. În ciuda opoziției din partea aleșilor PPDD și PDL, proiectele disputate au trecut, grație voturilor date de majoritatea formată din consilierii județeni de la USL.